Gata. Bine, gata. Bine te-am găsit, Tudor. Să rămână. Din nou. Din nou. Nu mai e niciun din nou. De când a venit Tudor, evident că am foarte multe de lucruri de învățat de la el în ce privește imaginea, în ce privește sunetul. Și cum nimic nu este întâmplător, a ieșit în calea vieții mele, nu întâmplător, pentru că o să mă pună la punct cu tot ce-mi trebuie ca să arăt și mai bine, să se audă și mai bine, pentru că de asta sunt tineri experți în domeniu. Mă bucur, deci, că ai răspuns invitației. Bine ai venit! Bine v-am regăsit! De ce te-am invitat? Pentru că ești tânăr. Așa. Pentru că ești frumos. Mulțumesc! Și pentru că faci lucruri, cum se spune, și nu orice fel de lucruri. Și asta, din câte constat, se întâmplă din ce în ce mai des, în lumea în care, mă rog, mă învârt și văd că se întâmplă. Așa că vreau să începem cu începutul. Până să ajungem, ce faci tu astăzi, ce ai făcut ieri, ce mai vrei să faci mâine și în altă zi, unde te-ai născut? În Iași. În Iași? Născut și crescut în Podroș. În Podroș. Da. Și ce-ți amintești tu cel mai mult și cel mai drag de copilărie? Când mă duceam în spatele blocului și efectiv mă jucam copii, mă rog, având vederea în spate, tot timpul, uneori aveam teme și mama fiind profesor de matematică era puțin mai exigentă și auzeam copiii cum se joacă cu mingea în spate. Da. Hai, Tudor, afară! Să luau foarte mulți copii la geam și spuneau, Tudor, hai afară! Asta mă amintesc foarte clar. Până în clasa 5-a când m-am apucat de muzică și s-a terminat, adică nu mai aveam timp. Păi înseamnă că până una alta erai un tip ascultător și studios, pentru că dacă copiii te chemau afară și tu doar ai auzeai că te cheamă afară și nu ieșai, înseamnă că îți făceai lecțiile, erai studios. Nu erai. Aveam o mătușă care m-a întrebat la un moment dat, când eram mic, nu știu, aveam 3-4 ani. Da. Și m-a întrebat, mă rog, ai mei se mai plângeau din când în când, că e obraznic, că face prostii, că are de alea. Da. Și la un moment dat îmi spune că, Tudor, uite, mi-a zis mama ta că ești, te-ai mai cumințit, ești mai cu minte, te-ai mai... Da. Și eu, no. Nu e adevărat. Sunt obraznic. Da, da, mai ai frat sau surori? Da, o soră, de... face 18 ani în ianuarie. Să fie sănătoasă și la mulți ani. Că tic-tac, tic-tac. Pe tine să te întreb ce vârstă ai? Ai chef să răspunzi la întrebarea asta? Da, nu sunt o femeie, sunt bărbat. 28. Ce drăguț. Bine punctat. Și te-ai născut într-o lună, spune-ne luna, ca să vedem noi așa și fetele care te urmăresc și te apreciază și așa să știe cam ce zodie ești, cum ești, în ce lună. Să-și facă așa o idee. Decembrie. Că ele au de ales. Știți că până pe 20 decembrie e un zodie. Și de pe 20 încolo e Capricorn. Iată că știe. Deci așa că aveți voie să, mă rog, vă dăm voie să studiați cele două zodii, ca să vedeți cam în ce zodie ar putea fi Tudor. Așa e. Dar asta cred că poate să afle oricum de pe Facebook. De pe Facebook. Acum aflăm tot. Da, tot ce vreau să nu aflăm, aflăm. Tot aflăm. Și ai ajuns în clasa a 5-a, ai spus, când te-ai apucat de muzică. Da. Dar cum ți-a venit? De la ce te-ai inspirat? Părinții mei au fost un factor. Adică de ce? Ei, păi eu fiind destul de obraznic, vă spun, da. Trebuia să-mi găsească, trebuia să-mi canalizeze energia spre ceva. Să faci, mă, băiatule, ceva ca să nu mai fie așa exact, obraznic. Să fii mai liniștit. Ce nebunii făceai? Prostii toată ziua. Cea mai mare prostie pe care ai făcut-o și de care ți-amintești? Nu, ele sunt mari toate, dar zic doar una. M-am dus, era o nuntă, era o nuntă unde erau foarte mulți oameni, peruci, fandoseală, mă rog. Și era în sufragerie o vază, cam așa, mare, egiptean, nu știu, a fost 30 de milioane, ceva de genul. Scump. Da. Ce ar fi să o dau jos? De față cu toată lumea. Și n-ai pățit nimic? Bă, da, m-au certat. Ei erau deja obișnuiți, adică chestiile astea. Eu cred că ai tăi când plecau undeva spuneau, am venit cu un copil, aveți grijă, strângeți tot, puneți lacăt. Da, nu eram neapărat un copil problemă, cât era un copil care era curios și vroia să-i dea de capăt. Și ai rămas curios și astăzi? Da. Ești un tip că... Curios și mor repede, dar nu e doar unii. Nu, aici, doar unii. Hai să nu vorbim despre doar unii.
Și muzica ce-a însemnat pentru tine? Adică când spui muzică, ai tăi au spus Tudor, cred că pentru tine ar fi indicat instrumentul X sau vocal sau cum a fost discuția, cum a evoluat toată povestea asta în casa voastră? În ceea ce te privește și în ceea ce privește pasiune? Adică ție îți plăcea? Eu nu știam. Adică eu cântam, mai cântam prin casă, mă suiam pe scaun, pe microfon, cu un deodorant, cântam, am avut de asta, adică nu e. La un moment dat, mama a primit un sfat din partea unui dirijor foarte bătrân, îl cheamă domnul Pavalachi, și a spus că ce-ar fi să-l dai la domnul Musteață la Colegiul Național de Artă Tabăncelă. Domnul Musteață era un domn foarte exigent la un instrument care se cheamă cornă. Corn. Este un instrument de muzică clasică, prestigios, aș putea să spun. Și cred că nu așa agreat, de, nu? E agreat de... Este plăcut, nu este foarte plăcut. Nu, agreat de cei care, mă rog, puțin rar, sunt rare, cred că sunt persoanele care se îndreaptă către acest instrument. În sensul ăsta, întreb. Da, este un instrument căutat. Da? Da. Uh-huh. Pentru că faci muzică de film, adică în majoritatea introducerilor pe care le știți din filme, sau de... Adică e un instrument sufletesc. Așa, așa îl numesc. Dar este un instrument care îți provoacă emoții și îți transmite și caracter. Adică este un instrument cu caracter. Nu e ca și cum ar fi, nu știu, o tobă, bâng, și atât. Da. Și tu ce ai zis? Bă, dacă tot e treaba serioasă... Noi nu știam ce era cornul, adică eram... Ți l-a recomandat cineva? Mi l-a recomandat, nu. Păi datorită profesorului, care era foarte exigent, într-un fel a fost sfatul cum că ai să vezi că o să aibă grijă de el, profesorul ăsta, domnul, așa. Da. Și așa a și fost. Muzica, m-ați întrebat ce este cu muzica, nu? Muzica este sensul meu în viață, în momentul de față. Eu fac bani din muzică, nu fac. Nu e ca și cum am un studio așa de plăcerea mea și cânt la, nu știu, într-o instituție privată. Nu, cânt într-o instituție de stat și am și un studio, mai exact e un studio de producție muzicală, și, efectiv, creez muzică pentru clienți. Adică și la filarmonică sunt instrumentist. Oricând și vocal, nu e asta, dar principalul cu care a început tot a fost instrumentul, cornul. Și ai început cu acest corn. La început ți s-a părut simplu sau complicat? Asta este da. Silent, numai că e la alertă de coronavirus. Da. Wow, da. O să mai apară. Așa. Deci, ți-a plăcut din prima? Da. Cum se spune? Da. Adică în momentul în care ai început cursurile, da? Ai zis, uite, da, eu am să fac treaba asta, îmi place și cred că ăsta este drumul pe care am să merg. Și în momentul ăla, ieșirile la, nu știu, ieșirile afară nu mai erau. Adică erau mai rare. Dar eu eram, îmi și plăcea. Și stăteam la studiu și deja activitatea mea mă desfășuram mai mult în liceu. Adică, imaginați-vă că într-un liceu cu profil, ai orele dimineața normală, păi da, după care de la 1 te duci la ora de instrument, la ora de teorie, la ora de... că ai terminat 8. Fie că atunci, la ora 8 seara, ce atunci mai... da. Adică eu când să mai... Păi ce la 8 la 8. Și când, de fapt, te pregăteai? Păi toate astea, toate astea. 12 ore. 12 ore. Era și matematică română ca toți ceilalți. Păi de asta zic că doar pe partea asta muzicală, tu de, de fapt... De la unul încolo. De, da, adică să înțeleagă toată lumea. De la unul încolo. Ok. S-a întrebat. Deci lumina are telecomandă? Da, lumina are telecomandă. Sper tare, dar și eu. Da, dacă rezolvăm. Îți povestesc. S-a întrebat. Nu știu de ce s-a întrebat, dar continuăm. Continuăm. Da, și... Între a cincea, la, ca să recapitulăm puțin, între a cincea ai mers la școala de artă, pe instrumentul corn, și până în clasa 12 ai fost la acest liceu, Octav Băncilă. Da. Pe tot acest parcurs, până ai terminat școala, ai spus că poate un alt instrument ar fi poate mai interesant decât acest instrument corn, sau ai exersat și pe alte instrumente? Da, da, da. Eu am avut chiar o anumită cumpănă în care am vrut să mă las. Dar nu că nu-mi plăcea cornul. Curiozitatea din nou și-a spus cuvântul, am încercat la saxofon să cânt. Și puteam să cânt, îi dădusem de gust. Și acum, dacă iau un saxofon, pot să cânt două, trei melodii cât am studiat eu atunci, nu mai știu. Mi-am luat saxofon, Ce frumos, serios. Da, la. Da?
Și până la urmă am renunțat din cauza că în urma anumitor discuții cu părinții și cu profesorul, rămâi pe ce ai învățat. Și pentru că trebuie să fii bun și ca să fii bun trebuie să ai exerciții. Într-adevăr, trebuie să stai pe unul singur ca instrument. E ok să știi și la altele, să știi să te acompaniezi la pian, să știi să te acordezi, să știi să ai mai multe chestii. Nu m-a putut vioară, dar un instrument de zuflat, oricum cam au același procedeu. Adică dacă eu voi lua trompeta și voi cânta la ea, va fi cam acolo, în aceeași zonă cu cornul. Sunt niște instrumente de alamă care au cam aceeași tehnică de suflat. Când te-ai gândit tu că ai putea să faci mai mult decât ce ai făcut până la acel moment? Adică s-a terminat perioada de adolescență, să zic așa, când ai terminat probabil și liceul, cam atunci. Probabil că perioada aceea a fost și de îndrăgosteală. Da. Ai avut prietene multe? Da, am avut. Puține? Am avut una singură. Una singură? În liceu. Da, în liceu? În liceu, da, am avut. Câte a fost? Ca să nu mai contează. Nu mai contează. Nu le spunem, măcar nu. Fără număr. Ok. Deci înseamnă că aici stai foarte bine. Da. Apropo, ai prietenă? Da, acum am. Da, deci fetelor are prietenă. Da, nu se știe. Adică... Și ai urmat mai departe alte cursuri sau care a fost parcursul? Când ai terminat liceul? Pentru că în liceu, nu știu, ai fost la concursuri, de exemplu, te-ai tentat asta, ai fost la... Da, am fost la concursuri de-a lungul liceului, erau concursuri de stat, cum ar veni Olimpiada Neamț, în București, în Cluj, plus Olimpiada Națională. De exemplu, în clasa 11-a, dacă dădeai la Olimpiadă, nu mai dădeai examen în instituție, ca în facultate. De ce era foarte important? Pentru că la Olimpiadă nu ajungea oricine, nu. Te pregăteai mult. Cum se întâmplă și acum. Știu că sunt anumite licee unde, de exemplu... Te pregăteai mult ca să ajungi la Olimpiadă. Erau preselecții, întâi din preselecții ducei la Olimpiada Națională și apoi iar se făceau deliberare și tot așa. Bravo! Deci ai fost și un copil premiat, un elev premiat. Am luat premiul, da. Sunt fericit. E un punctul ăsta de vedere. Am diplome. Ai avut colaborări perioada, deci chiar din liceu și după aceea, colaborări cu mari artiști, de exemplu, sau cunoscuți, nu neapărat mari artiști, cântăreți și așa mai departe, despre care le poți aminti? În liceu a fost o pregătire totală, dar în facultate a fost altfel, adică am avut anumite turnee, plus cele mai importante turnee pe care le-am avut au fost cu Orchestra de Tineret din București. Și am fost în Filarmonica din Paris, am cântat cu anumiți soliști celebri. Nu are rost să-l menționez din cauza că doar cei din lumea muzicii clasice îi știu. Îi cunosc, da. Plus dirijori foarte celebri. Dacă vorbim de instrumental. Dacă vorbim de vocal, chiar și în prezent colaborez cu Marius Moga. Foarte frumos, felicitări. Pe baza studioului, casei de producție. Ce-ți place să cânti vocal, de exemplu? Știu că ai avut și niște piese pe care le-ai... Da, sunt pe YouTube. Da, păi și acum vreau să fac un album până în 30 de ani. Vreau să-mi fac Last Train. Asta e la Must Have și la... Must Do. Da, Must Do. Și în rest, cam pe asta mă canalizez acum, datorită și pandemiei. Din cauza pandemiei, noi acum avem concertele oprite, nu mai cântăm. Și mă concentrez foarte mult pe cântat, pregătit, individual, mă duc la studiu singur, adică nu-mi permit să stau în casă toată ziua. Prefer să mă duc la studio și să studiez, efectiv, vocal. Deci e un studio al tău? Da, împreună cu colegii mei avem o casă de producție în Iași. Newton Music se cheamă. Iată, deci cine este interesat, apelați la... Da, pentru compoziție și pentru producție. Și ce produceți? Bun, eu am înțeles că muzică, dar care ar fi, de exemplu, parcursul? Și am mai întrebat pe cei care sunt în domeniu, am avut o invitată pe Monica Măciuceanu, nu știu dacă ai auzit sau mă rog, doamna pregătește voci pentru Nextar, pentru Vocea României, a avut și foarte multe, să zic așa, tinere, pentru că e vorba de o anumită vârstă până la o anumită vârstă, copii talentați. Maia Mănâncuș, nu știu dacă ai auzit ea, Maia a fost invitată la întâlnirea cu mine. Și, să zic așa, cumva am intrat în zona asta și în culise și înțeleg că este foarte, foarte multă muncă. Dacă vrei să bei puțin apă, să știi că ți-am pregătit acolo. Așa.
Este foarte multă muncă în spate și nu e vorba doar de muncă, pentru că tu fiind specialistul cumva și din fața, dar și din spatele, să zicem așa, a unui artist, a scenei, ce-i trebuie de fapt sau ce recomandări ai face cuiva care dorește să devină vedetă? Acum, vedetă fiecare înțelege, păi, cunoscut. În funcție și de cât îți dorești chestia asta. Sau anumiți oameni care zic, eu vreau să devin vedetă. Păi tu ce aport aduci în direcția de a fi vedetă? Pentru că dacă aduci doar de ideea, nu ai să ajungi. Adică, sau ești norocos, să ai un noroc chiar și dacă te ia cineva și te pregătește, prins la pesticlă, cum se zice, prins pesticlă, și sau în momentul în care trebuie să muncești foarte mult. La imagine, la cum cânți, la cum te miști, la cum te uiți, la cum răspunzi. Păi tocmai aici e, Tudor. E suficient să ai... am înțeles perfect ingredientele pe care le-ai prezentat. Dar se întâmplă așa, ca și în teatru, ca și în film, și eu și tu, cu siguranță, și cei care ne văd, au auzit și citit și văzut tot felul de povești de viață. Au unora care, de exemplu, au făcut un curs de actorie la, Hollywood și l-a descoperit X și Y. Dar el habar n-avea că poate are talent sau poate că nu e cel care ar trebui să fie ales sau nu știu. Deci e vorba de șansă, da? Adică cât este, eu înțeleg că e vorba și de muncă, evident, dar trebuie să fie și omul potrivit la locul potrivit. Și atunci ce ar trebui să facă cineva care își dorește să fie mai mult decât la nivelul de, eu știu, pasiune așa, că cochetează doar cu asta și că vrea să ajungă sus. Nu trebuie și bani mulți? Nu neapărat. Pentru că eu înțeleg că se vehiculează niște sume teribile. Nu neapărat. Acum, în 2020, avem foarte multe șanse de a te expune în zona asta. Important e ce expui. Degeaba ai bani dacă tu nu ai ureche. Și vrei să devii vedetă, dar tu nu ai ureche muzicală. Adică nu ești pentru asta. Dar am înțeles că asta se poate lucra și aici, nu, urechea, la voce. Urechea vine... Urechea la voce. Câți? La voce, da, dar la voce. Te vorbesc de ureche. A, ok. Deci dacă n-ai ureche, n-ai. Sunt anumiți profesori, din păcate, în Iași, care acceptă și copiii care nu au ureche muzicală. De ce? Nu am să dau nume, n-ar niciun sens. Da. N-ar niciun sens. Da. Dar, de ce? Ca să... Pentru bani. Da. Exact. De ce eu am primit uneori hate? Pentru că am zis adevărul. Am zis că copilul nu aude. Ce să-i fac? Nu-i vina mea. Adică, auzul muzical este separat de auzul nostru. Auzul muzical este ca o dotare la mașină. Ai comenzi pe volan sau nu ai? Da. Pe când, na, cum am făcut o comparație cu comenzi volan, la comenzi volan, dacă nu ai, pui al volan. Da. Dar nu schimbi comenzile de pe volanul ăla. Da, da. Pui al volan ar fi egal cu aducerea copil. Cam asta ar fi. Eu am înțeles ce are sens ce spui, dar insist să te întreb. Adică insist cu... Spuneți. Da. Ce-ți mai trebuie? Da. Eu nu cred că e suficient să ai... Ai ureche muzicală. Ureche muzicală și talent. Să spunem că ai ureche muzicală, ai talent, dar și muncă. Da, dar n-ai bani să investești în imagine. Ba, n-ai nevoie de bani în imagine. Te duci la România au talent, la Vocea României, la X Factor, la umor. Dar te duci, sunt atâtea... N-ai cum să nu... Ăla este un mijloc de... Promovare. E mijloc național de promovare. Ai Facebook, ai YouTube, ai Instagram. Un copil mic, nu știu, la 10 ani, dacă aș mai avea 10 ani, aș ști ce am de făcut. Eu vocal m-am apucat târziu de instrument, m-am apucat de când eram mic, m-am educat cu chestia asta, m-am obișnuit cu asta, dar pe partea asta cu media, cu vocal, ar fi trebuit să mă apuc cu mult înainte. Adică dacă mă apucam, eu am o soră acum de 18 ani, în ianuarie. Eu pe ea o sfătuiesc și pentru ea e târziu. Sunt de părere că pentru a-ți crea o imagine, ori o ai peste noapte, printr-un noroc chiar, am spus asta, ori, ca 90% din cazuri, trebuie să muncești din timp. Ca la tenis. Dacă te apuci la 18 ani de tenis, n-ai cum să ajungi un tenisman la 25. La 25 deja vei fi destul de în vârstă pentru cerințele celor de la tenis. Da, deci să fie la timpul potrivit. Timpul potrivit, pentru că media este gratis. Acum, pentru cineva care chiar are un talent nemaipomenit. Pentru cineva care cântă foarte bine și care este foarte bun, chiar nu are niciun fel de prag sau vreo oprire pentru a nu-și câștiga visul.
Și la tine vin tineri care, tocmai am spus lucrul ăsta, vin și ce spun? Cum? Tudor, vrei să mă asculți? Nu? Da, asta exact. E, așa se procedează? Exact. De exemplu, după... Nu, îi dai un test de auz. Primul e un test da. De auz. Da. Nu pui să cânte o piesă. Mai este auzul cel, eu îi spun, cel ciudat, cel de imitare. Adică imiți, zice că asculți o piesă de 30 ori. La un moment dat, tu, deși nu ai ureche muzicală, poți să o fredonezi. Dar o fredonezi doar pentru că ai ascultat-o de foarte multe ori, radio-ul ți-a tipărit-o în cap zilnic, când te duci la muncă, asculti piesa aia, și ea dacă, până la urmă, o cânti și tu bine. De aceea eu prefer nu să cânti, să nu-ți. Cântă-și mie o piesă, mă, cum... Nu. Hai să facem un test de auz, durează un minut. Da. 5 note, pam, 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 pam. Da. Dacă treci ăla după aceea, îmi cânti și mie ceva, pentru că eu deja am garanția că acel copil care i-am dat, care a luat, a trecut testul ăla de auz, cum ar veni că poate să treacă mai departe spre un demo. Păi nu m-ar interesa un demo de cântat dacă nu are auz. Deci este mult mai simplu să-i selectezi așa. Pentru că asta unde am învățat-o? La liceu. La liceu de artă, pentru că nu era nicio instituție privată și era o instituție de stat, acolo nu este niciun interes de a lua elevi din burtă. Pentru că dacă iei elevi din burtă, nu ți aduc premii. Da, nu ți aduc. Mulți vin de asta, eu vorbesc de clasa 4, da. Când dai spre clasa 5. În clasa 9 vin din burtă, din păcate. Eu am avut foarte mulți colegi care s-au schimbat în clasa 9 și nimeni n-a ajuns. Deci din cei care au ajuns într-a 9, cred că 1, 2, poți să-i numeri pe degete, adică nu... Cei care au continuat cu muzică. Până la urmă, cei din clasa 5, nici din clasa 5, nu vă gândiți că toți au ajuns pianiști mari sau instrumentiști buni, nu. Foarte mulți se lasă. Dacă ar fi să te uiți în urmă, până astăzi, care crezi că a fost, care au fost calitățile care te-au adus până aici? Și dacă ești ok cu ce ai făcut până acum? Da, sunt ok, dar niciodată nu e destul. Deci asta e... Da, fără doar ce poate. Da, niciodată nu e destul. Și care crezi că au fost calitățile care te-au... Perseverența e prima. Și că știi cum e asta? Cineva îți dă moneda. Tu știi ce faci cu ea după aia. Adică eu am primit-o de la mama. Mi-a zis, Tudor, de acum vezi cum faci. Și a rămas în zona asta. Puteam să mă las. Puteam să zic, nu vreau. Vreau sport sau vreau fotbal sau... Dar mi-a plăcut. Ai tăi să mândri de tine, cred. Cred că da. Sunt. Nu sunt un om care să se laude neapărat. Cred că sunt. Și eu sunt mândru de ei. Adică nu... Da. Și de tine. Da. Eu am crezut că ai să spui și eu sunt mândru de mine. Eu nu neapărat sunt mândru de mine, că eu sunt foarte critic cu mine. E foarte bine, până la un punct. Nu sunt criticul ăla care, vai, tu, dar nu. Dar știu unde greșesc și încerc să o schimb. E mare lucru și asta e remarcabil, pentru că pas cu pas învățăm niște lecții. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Să știm că data viitoare nu repetăm, să zicem, eroarea, ca să nu-i spunem greșeala. Și că putem face altfel. Și că, până la urmă, viața asta e o multitudine de alegeri, pentru că, până la urmă, alegem. Nu? Suntem în fața, era chiar o poezie, mi-amintesc la un moment dat, pe vremuri când eu mergeam la Cântarea României, pentru că am prins acea perioadă din plin și am luat și niște premii la un moment dat pentru recitare, era o poezie a lui Marin Sorescu. Și cred că eram în clasa 8-a, îți dai seama câți ani sunt de atunci. Așa, nu o să spun câți, dar o să spun după aceea, nu-i nimic, chiar dacă sunt femeie, știi că zic că nu sunt femeie, mai mă lasă că-ți spun eu. Așa, era o poezie în care, a lui Marin Sărescu, care se numea Simetrie. Și acolo era vorba, recunosc că nu mai mi-amintesc punct cu punct fiecare, adică toată poezia, dar era vorba de niște alegeri, că în viață ne întâlnim, că am mers pe un drum și am mers și am întâlnit două drumuri. Și am luat-o pe drumul la stânga. După care mi s-a întâmplat ceva, și am mai mers puțin și am întâlnit o altă răspântie. Și am luat-o la dreapta. Deci, cumva, toată poezia asta are legătură cu aceste răspântii, care aveau... Acum, după mulți ani, am înțeles sensul poeziei, că eu nu pricepeam ce-i cu poezia aia, cu atâtea drumuri și atâtea stângi și atâtea drepte. Așa că... Acum, nu știu dacă stânga sau dreapta e mai bine, dar tu crezi că ai ales
drumurile cele mai bune până acum? Mulțumesc cu Dumnezeu, da. Asta e, e grozav. Da, că nu am. Adică nu, eu nu regret. Spune-mi de colaborarea cu Moga, pentru că îmi spuneai... Da, după o piesă, după o lansare a unei piese de ale mele, am intrat în legătură, am vorbit, m-a sunat, m-a zis la București, am discutat. Într-un fel m-a și ajutat în direcția asta de producții, compoziții, multe chestii pe care le prinzi din aer, adică trebuie să fii acolo. Trebuie să fii acolo și să-ți dai seama, prin întâlniri, prin discuții, prin cum te comporți în studio, la ce acord cea mai multă atenție. Că poți să fii haotic. Mamă, de ce mă apuc? Ce fac? Cum? Adică tu ești genul de persoană care începe un lucru și vrei să-l termin până la capăt și insiști pe palierul acela sau totuși îți place să mergi pe mai multe variante și să alegi pot fi ce pisălog. Crezi că funcționează? Pot fi pisălog, dar nu neapărat zic că ce fac eu e cel mai bine. Nu, eu întreb de obicei. Întreb. Adică nu am nevoie de confirmări, sute de confirmări, dar îmi place când fac ceva să fiu... să fiu mulțumit, dar și ceilalți de lume. Pentru că eu de obicei când termin o piesă, spre exemplu, sau e pe terminate, vorbesc cu cineva care nu face muzică. Un om care ar deschide radio dimineața și ar zice, mamă, ce bine sună piesa. Sau, nu. Pentru că tu ai putea fi subiectiv și cei din lumea ta subiectiv, dar până la urmă tu te adresezi unui public... Normal. Mă rog, normal, da. Care îți duce la muncă, care... Da, pentru că o vedetă crește prin oamenii simpli. Niciodată nu va crește doar prin bani. Să zicem că investești, dar oricum, na, aici mai este și o chestie. Dacă investești foarte mulți bani, va fi și chestia aia că tot nu o să ai publicul tău, sau oamenii te vor asculta din cauza că te aud mult prea mult și ești băgat pe felii, în ghilimele, prea tare. Și la un dat oamenii te acceptă prin mijloacele de promovare agresive. Pe radio, pe YouTube, pe reclame. Sunt și sunt câțiva care n-au fost apreciați de oameni, dar pentru că apar pe micul ecran foarte mult, omul la un moment dat, băi... Asta e. Mai am alt televizor? Da, am, da, dar văd același lucru. E, cum mai zic eu așa, e picătura chinezească. Adică atunci când vezi pe cineva și este și o politică, să zic așa, de marketing. Știi că oamenii care lucrează în domeniul acesta spun că de multe ori dacă vezi o imagine care poate nu spune nimic, dar dacă o vezi foarte des, la un moment dat chiar s-ar putea să se imprime la mansardă acea imagine și tu să te duci în magazin și să alegi fixa aia pentru că ți-a rămas pe retină. Adică nu neapărat că e cel mai bun produs. Exact. Brandul. Brandul, da. Da. De promovare. Ai avut până acum... apropo, de când faci tu muzica, am înțeles de când, dar cu casa de producție, cu tot ce faci tu, partea asta de produs... De trei ani. Cam de când? De trei ani? Nu, patru ani. Și ai avut rezultate care să vină așa ca un fel de... Newton Music n-are mult timp, are jumătate de an. Ok, și asta... Deci, de când până acum eram persoană fizică, adică contribuiam la anumite piese, dar acum asta ne-am și gândit, că vrem să avem casa noastră pentru a fi... 100% producția și creația noastră. Când spui noastră, cine mai e implicat? Suntem trei. Cine plus mai e? Plus colaboratori care da? Avem. Da? Da. Parte de beat-uri, parte de compoziții, parte de versuri, parte de... Efectiv, tot ce ține de creația unui piese. Parte de video, parte de foto. Și în afară de tot ce înseamnă partea asta de producție și de muzică în zona aceasta, tu mai știu că ai lucrat, lucrezi undeva? La Filarmonica din Iași. Păi de asta vreau să... Da, și aș vrea să-mi vorbești puțin despre cum ai ajuns tu la Filarmonică. M-am angajat, am dat un concurs. Acum câți ani? Acum 5 ani. Și continui? Acum e pauză sau...? Acum s-a oprit momentan activitatea, vedem ce va fi. Da, nu mi-e convine, nimănui mi-e convine, nu mi-este doar să cânt. Da. Pe scenă. Am mai avut spectacole la Casa Studenților, dar n-au fost neapărat cu public. Ca de obicei. Da, și... Dar acum nu știu ce se va întâmpla. Să se termine starea asta de... Eu o simt ca o stare de urgență iar. Da. Nu mai simt ca o stare de alertă. Nu cred că ne va închide.
pentru că ar sări mulți în sus. Da, să vedem. Asta pas cu pas vom da, vedea. Dar pandemia asta a rupt foarte multe căi. Pe de o parte. Pe de altă parte, nu ți se pare că s-au deschis altele? Da, m-am apucat de vlog în pandemie. Păi tocmai asta e. Ia spune-mi, cum, ce ți-a venit? Păi s-au adunat anumite idei în capul meu și anumite pățanii de ale mele și le-am pus câte una, două în fiecare episod. Și am ajuns acum la episodul, deci duminică voi posta episodul 9, în fiecare duminică, pe pagina de YouTube, pe canalul meu de YouTube, I am Tudor, da? Cred că observați, nu? Că e obișnuit să vorbească no, no, voastră, no, no, no. Cu asta, mie îmi place foarte tare. Nu, no, I am Tudor pe, I am Tudor pe Tudor, Instagram, da, așa, și chiar. Tudor 2, 2, R pe YouTube. Doar simplu, 2, D, O, R. Ăsta e un nume predestinat. Pentru că anumiți americani m-au bătut la cap cu numele ăsta. Eu nu voiam, eu aveam alte nume în cap, dar pentru că, nu știu, s-a cerut. Am zis că numele meu sub o altă formă, am considerat că mă reprezintă. M-am pus un 2 în loc de T-ul. Da. La Tudor. Așa, da. Da. Și a rămas asta. Da, povestește-mi și povestește celor care ne urmăresc. O întâmplare așa haioasă din, bănuiesc că sunt foarte multe, da. Dar una dintre ele legată de tot ce faci tu acolo la, la casa ta de producție, mă rog, în echipă. De exemplu, nu știu, se întâmplă, s-a întâmplat să, cu ghilimelele de rigoare, să pierdeți nopți. Da, da. Adică să vă petreceți noaptea acolo și să... Până la 5 dimineața. Unul să aibă chef, unul să nu aibă chef, nu știu. Până la 5 dimineața, da. Și dacă se întâmplă să nu aibă toți odată, că trebuie să fiți pe aceeași undive de undă, adică să aveți aceeași vibrație să lucrați pentru un proiect. Da, dar se întâmplă să nu ai, adică... Și dacă, de exemplu, uite, nu s-a întâmplat odată... Se întâmplă a doua oară. A doua oară, da. Ca exemplu, la asta mă gândeam, o întâmplare de asta amuzantă legată de activitatea voastră acolo. Activitatea noastră acolo se bazează și pe vibe. Adică dacă n-ai același vibe, clar că nu te duci în aceeași direcție cu piesa, dar vibe-ul se și creează. Adevărat. Adică dacă nu ai stare, dar te duci acolo și poate oamenii ăia sunt fain, posibil ca, din punct de vedere al muncii, să fii productiv. Adică nu neapărat trebuie să ai, nu știu... Inspirația... Da, da, nu. Da. E, ca și cum face, e ca și cum mai face un gard. Eu n-am chef să fac gard, dar doi au început gard. Da. Îi ajut și hai eu. Să facem, da. Hai, ai pornit pe ideea asta, te susțin în ea. Dacă e o idee proastă la final, măcar știi că știi de unde ești sau știi ce să repari. Asta e. Cum ai simțit, cum ai simțit pe oameni în momentul în care ai început să-ți faci acest blog? I-am simțit cu mine. Da. Da. E fain. Ce, da. ce plus îți dă, de exemplu, faptul că tu... Deocamdată îl fac strict pentru oameni și îl fac și pentru mine pentru că mă dezvoltă și pe planul social. Adică să ai o legătură online cu oamenii este foarte, foarte important. Dar nu o legătură prin Facebook, Yahoo sau cum vorbești toată lumea. O legătură, oamenii să se uite la tine pentru ce spui tu, pentru ce ești. Eu dacă am să-mi cresc brandul ăsta în viața asta și am să devin, nu știu, cunoscut și am să am 3 milioane de subscriberi, am să fiu exact același. N-am să fac video neapărat de promo, sunt anumiți oameni care fac episoade de vlog prin de reclamă, la început, la sfârșit. Sau foarte mulți bani. Dar la un moment dat, anumiți oameni care sunt serioși și un pic mai deștepți și poate un pic mai canalizați pe ce vor să audă ei de fapt de prin vlogul tău, se dezabonează. Și e important... E important să dai oamenilor ce vor să audă pe bune. Știi, când zici că eu, măi, tu îmi spui ce vreau să aud, ăla nu e ok, omul ăla. În schimb, tu trebuie să le dai ce să aud, să le dai exemplu că ce vorbești tu trebuie să se audă. Adică nu trebuie să fie ceva fake. Sau... Și ce vor oamenii? Uite, concluzia ta de până acum, când ai început? Oamenii vor minciuni. Da, păi, asta zic. Dar eu nu m-am canalizat în zona aia. Tu le povestești, de exemplu, despre tine, despre copilărie, despre... Nu, am fost în America, În America. Am fost de 7 ori în America, cu ce întreba, s-au întâmplat multe chestii. A, uite, și chiar e de povestit, da. Am fost în America, da, mă rog. Și de ce te-ai întors? Pentru că îmi place România. De ce îți place România? Îmi place, m-am obișnuit.
E doar obișnuință? Pentru că ai prieteni? Pentru că sunt părinții? Nu, de asta e. De obicei, astea sunt explicații. Nu, m-am obișnuit cu... cu starea de spirit. Mm-hmm. Că am văzut și cum în alte părți. Am fost în turnee cu orchestri în Germania, în Italia, mm-hmm. în Franța, mm-hmm. în Norvegia am ajuns chiar în clasa nouă. Numai că vezi că popoarele alea sunt mult mai dezvoltate ca noi. Dar sunt mai plictisitoare. Mm. Și mai plicticoase și mai mm-hmm. tot felul mm-hmm. posibil. Adică toate cuvintele de plictiseală le pot folosi acum. Da. Adică totul este normal, nu vezi da. Nimic pe jos. Civilizație, frumos, curat. Da. Mașinile frânează da. La timp. Da, da, nu se claxonează, că pe mine asta mă disperă teribil. Da, da. Când mă întorc acasă. Acum, sincer. Uneori nu zic că e rău asta, dar noi am obișnuit să fim și un pic mai... Aici la un studiu că noi suntem triști. Serios, nu... Păi nu se pare asta. Nu sau știu este un procent, da. Este un procent foarte aiurea în România care, nu știu, un anumit tip de om care a fost vizat pentru studiul ăsta. Mm-hmm. Poate a fost doar de la Doamne ferește, n-au nimic cu cei de la țară. Da. Ideea e că poate au fost vizați doar cei care sunt într-o anumită clasă. Mm-hmm. Pentru că și clasa de trending de la muzică, de exemplu din muzică, dacă ne uităm pe YouTube acum, primele 7 sunt manele. Hmm. Acum, nu vreau să fiu, da, oare toți cei care ne știm că noi se uită la manelele alea? Nu. Este un anumit public țintă, care s-a format în direcția asta și oamenii se uită la manele, dar poate trending-ul ăla nu se referă la toată populația. Fără doar și poate, adică sunt mai mult decât convință. Că este un public care s-a format public țintă. Hmm. Da. La, mă rog, bun, și dacă ar fi să te gândești așa, publicul tău țintă, care ar fi? Nu mă deranjează manelele, nu mă înțelegeți greșit. Da, nu, că uite, de exemplu, anumite ore la o petrecere, până una alta, nu da. E nimic. Dar vreau să ascultam manelele în duș. Da. Sau în bucătărie. Bă, ce bun e maneaua asta, bă. Da, apropo de bucătărie, ai o mâncare preparată? Da, am multe mâncări. Multe. Ce-ți place cel mai mult? Îmi place care de vită, care de pui, gătiți. Ok. Deci ați reținut carne de vită când vine... Da. Adică ești carnivor. O las mai moare în ultimul timp. Uh-huh. Dar să știi că nu carnea e o problemă, ci combinația cărnii cu alte. Nu de asta, da, nu. Carnea în procent mare, na, ridică acidul și na, va trebui să-l menții la un... Dar tu îți gătești singur sau gătești? Gătesc singur. Singur? Singur gătesc. Și deci să înțeleg că nu lipsește cărnița din meniu? Ba da, mai lipsește. Mai lipsește, da? Mănânc rucola, îmi plac multe legume. Îmi plac anumite legume mai ciudate. Îmi place lidichea, îmi place rucola. Adică îți faci salate sau ce? Îmi fac salată, da. Mănânc și în oraș, mănânc des în oraș. De ce să... Uite, îmi place că ți-ai colorat și părul. Foarte fain. Da, uite. E recent. Are, da, uitați, cu verde. Da. Și, da, și gri puțin, e, nu? E un albastru, dar s-a înverzit, nu știu. Albastru, dar s-a înverzit, foarte simpatic. Hai să-mi spui așa, cum se petrece o zi din viața ta? Când ești în acțiune, când ești... În mod normal? Da. Uite așa. Nu acum. Nu. Acum dorm până la 12. Păi de asta, nu. Asta cu dormitul până la 12. Dar de ce dorm până la 12? Stai că acum, uitați să te întreb. Pentru că simt că sunt și mai obosit ca înainte. Uh-huh. Pentru că m-am obișnuit de atâtea luni. Uh-huh. Mă uit mai mult la Netflix. Bine, dar seara te culci târziu? Nu, mai culc și târziu. Păi asta zic, că dacă te culci foarte târziu, e și normal să... Sunt serii care vin de la studio târziu. Uh-huh. Da, dar în mod normal mă trezesc la 10, la nu. Am trezit la 8, da. La 9 cam încep să studiez, sunt la filarmonică, studiez, la 10 încep repetiția, termin la 1, 2, respectiv 3, nu se știe. După care iau masa scurt sau iau la 11:30 când e pauză. Uh-huh. După aia mă duc la studio, am un cățel, mă rog, am un iorchi, trebuie să am grijă și de el. Ce drăguț! Foarte! Câți ani are? 2 ani și 3 luni. Foarte simpatic! Da. Și stă în casă sau...? Stă în casă, da. E mare lucru să ai un animaliț aproape și îl scoți la plimbare, ieșiți în oraș, da? Dacă ar fi să te uiți așa în urmă, pentru că vrem să ne uităm și înainte, dar asta cu siguranță se întâmplă, dacă ar fi să schimbi ceva din ce ai făcut tu până acum, din ce ți s-a întâmplat până acum, ai schimbat ceva? Da, tot timpul schimbi.
Chiar sunt unii care nu n-ar schimba nimic, da. Am făcut totul. Da, exact, exact. Nu, și admir sinceritatea ta. Nu, sunt anumite chestii care vrei să le schimbi. Da. Un singur lucru pe care anumiți oameni, anumite relații, anumite chestii care, nu știu, care te-au influențat în mod negativ. Și, mă rog, nu sunt un om foarte influențabil. Dacă îmi spui, sunt Capricorn, 29 decembrie, nu mă prea influențează lumea, de ce îi studiez foarte mult, mă uit la ei până să mă deschid în totalitate. Nu sunt un om atât de prietenos din prima. Nu, pentru că sunt preocupat cu studiatul, mă uit de cap până în picioare. Bine, și ești perfecționist, pragmatic, nu? Adică așa cu picioarele pe pământ, rădăcinile sunt undeva acolo, pe pământ, adică... Am o calitate și mi-am dat seama de ea, în momentul în care este tensiune și toată lumea e rău și cu capul la pământ, efectiv nu mai judecă nimeni, eu în momentul ăla funcționez mai bine decât în mod normal. Încerc să fiu mai diplomat în momentul ăla. Adică nu mă panichez și eu, dacă am oameni panicați în jur, de obicei eu sunt cel panicat și cei calmi. Da. Dar ei când sunt panicați sau văd că ceva nu iese sau așa, eu sunt fix să-l las, că ies, hai să facem așa. Adică eu sunt fix omul ăla care lucrează în mod normal. Adică în mod normal. Eu cred că chiar e, adică nu cred. E ca și cum, stresul lor mă calmează pe mine. Da, da, da. Atunci ar trebui să le spui așa, oameni, tu să te duci când sunt așa stresați. Măi, da, oamenii care sunt agitați în jurul meu nu mă agită. Îmi fac pe mine să fiu mai calm. Și să-i studiez eu pe ei, din nou. Iată că tu erai un tip foarte bun indicat pentru o zonă de asta de, nu știu, la unde sunt lucrurile foarte agitate, nu știu, în politică, în, nu te-ai gândit la SRI, la nu știu, undeva. În fine, și sistemul ăsta nervos, nu știu cât durează. Am auzit că dacă ești calm, dar... Adică nu cred că tu te... Adică dacă pe asta spun, deși ești calm, te consumi, n-ai cum. Și e posibil ca chestia pe care o nu mai arăt în momentul în care alții sunt stresați, să fie în interior. Foarte numai că eu totuși mă simt bine în momentul ăla. Adică nu mă simt rău, nu mă simt presat de timp sau de ceilalți. Sau... Or fi că la mine funcționează tot arde casa. Da. Hai să terminăm. Da. Hai să terminăm. Pe de altă parte, Tudor, cred că se mai întâmplă ceva și cu asta lucrez și eu de ceva timp, mă rog, de mult și mă tot gândesc câteodată. Când e o situație de asta de criză, cum spui tu, dacă tot e de criză și deja am ajuns în punctul ăla critic, ce aș putea să mai schimb? Adică singura soluție ar fi ca eu să mă calmez. Nu, probabil că mergi pe principiul ăsta. Mă, dar dacă calmul aș fi și eu stresat, bine, să găsești soluția. Adică tu tipul ăsta găsești o soluție să aplanezi. Nu, exact nu. Cum ar veni că eu consider că dacă nu mă panichez și ceilalți văd că nu mă panichez, cum ar veni ei... Văd prin mine că trebuie burlesul sub control. De fapt, e nasol. Dar e ca și cum, nu știu, ești la un restaurant și odată zice, m-a luat ceva foc în bucătărie, plecați, hai, vă grăbiți, toți vor ridica și vor pleca. Dacă vezi pe ăla că acolo arde, da? Simți un miros de ars, păi ia vin, ce doriți? Tu doriți ceva? Da. Doriți ceva? Dar ce-i spate? Nimic. Nu e nicio problemă, da. Da, adică de da, admirabil. Eu te admir și te apreciez. Titanic, da. Capitan, dacă vă amintiți în film, pe Titanic, capitanul șef, nu era atât de... Panicat, dar ați pierdut în spațiu. Da. Pe când aia, copii și femeie săreau, aiurea, au căzut, sărit pe lângă, mă rog. Da, da, da. Adică, oricum, în momentul ăla, eu nu vreau să trăiesc așa ceva. Da, cred că este ceva mult mai elaborat și mult mai... Critic și e sigur că nu putem compara lucrurile astea, dar... De obicei, noi suntem dezarmați. Noi, oamenii, suntem dezarmați de anumite chestii în viață. Adică, cedezi, ca și cum, ai un șnur, tragi foarte tare, de la un dat o să rup. Așa suntem și noi. Ai avut un model, o persoană model în demersul tău, așa, până acum? Nu, mai multe, nu una. Da, adică oamenii care te-au... Furi din chestii. Că nu sunt autentic 100%. Adică mai... Asta, și când spun modele, mă refer la... profesori, poate că chiar oameni simpli pe care i-ai întâlnit întâmplător. Sunt anumiți oameni simpli de la care câștigi foarte mult. Foarte mult, nu neapărat atenție, cât anumit partea lor bună sau partea lor foarte practică sau partea lor ingenioasă, partea lor pe parte, de exemplu, am un exemplu.
Da. Eu fac niște versuri proaste, da? Dar mă duc la un om care nu a făcut asta poate niciodată, dar are o pasiune în a scrie. Nu a postat niciodată, nu a zis nimănui. Riști să vezi o chestie mult mai ingenioasă decât a ta. Da, e mai... Pentru că în momentul ăla oamenii o fac din pasiune, din hobby, din dragoste. Când o faci pentru bani la un moment dat, sau când o faci, e ok să o faci pentru bani. Dar dacă o faci doar pentru bani, deja e o problemă. Pentru că în momentul ăla, părerea mea este lași. Adică dacă nu-ți mai place să faci asta și o faci strict pentru bani, adică bă, eu niciodată nu voi mai face o piesă cadou pentru cineva, nu știu, faci un giveaway. Băi, uite, casa de producție cu tare dă o piesă gratis pentru cel care, nu știu, răspunde într-un comentariu la 10 oară sau ceva. Adică trebuie să faci și chestia asta din când în când. Trebuie să dăruiești lumii care te urmărește, pentru că e ca un tribut. Faci tribut. Era... Pe măsură ce oferi și vine. Da. Adică nu doar să aștepți să vină, ci să și oferi, pentru că și eu cred în asta, în ce spui tu și... Nu neapărat să dai, da, de nou, da, eu îți dau cum dai. Sau asta este o prostie, pe urmă. Dai ca să ți se dea mai încolo. Să faci gesturi, să, adică să faci, oferi bine. Să oferi timp gratuit. Până la urmă, e timp. Da. Timpul exact. Tot. Apropo de, că ai spus de giveaway și nu știu ce, ce părere ai despre această noțiune de influencer? Ce înseamnă? Depinde de ce fel de influencer ești. Dacă ești unul negativ, nu am părere bun. Păi nu. Să spunem omul, ce înseamnă de fapt, nu, prin prisma ta, a omului care ești tânăr, conectat, în social media, iată vlog, iată muzică, iată mulți tineri în jurul tău. Ce înseamnă? Și vorbim, eu vreau să discutăm mai mult de partea asta, de mai degrabă de noțiunea de influencer. Ce înseamnă? E ca și povestea asta cu vedetă, că X este vedetă. Stai puțin, că... Păi, depinde ce fel de reclamă faci, când zici influencer. Da. Faci, deci influencer este un cumva la ceva. O persoană vizibilă, ar fi un fel de vedetă, adică... Da. Da. Care ce face? Pentru că eu am văzut foarte multe, multe, dau un exemplu, de persoane feminine, dar și masculine, care postează, acum mănânc, acum nu știu ce mai fac, mă mai îmbrac nu știu cum, avem acid hialuronic, nu e nicio problemă, da. Doamne, n-am zis, nu. Dar care e mesajul? De ce ar trebui să fie definită ca influencer? Adică, că ce? Pentru că persoana aia este deja poate cunoscută și anumiți oameni vor să intre și în spațiul privat. În care, nu știu, cum spală vasele sau... Da. Păi de asta zic, adică depinde de punctul, pentru că... Am văzut, de exemplu, un titlu la Speak și Ștefania. Prima mea zi cu Ștefania la volan. Da. Normal că sunt anumiți copii și am intrat și eu, chiar am fost curios. Dar cum conducem o fetișoară asta? Fetișoara a fost în capul meu. Da. L-a condus bine. Da, m-am uitat 10 minute, m-am uitat. Da, gata, am bifat acolo. Adică asta, azi fac clătite sau nu știu. Cred că azi ajung și eu acolo. Că la un moment dat, când se va dori chestia asta și mi se va spune, băi, hai să uite, arată și în zona aia cum faci. Cum e o zi la studio? Sau cum e o zi la studio? Exact, da. Sau cum e o zi la un concert? Sau... Sau cum e o zi în care nu faci nimic? Da, cum e o zi ca acum. Da. Că nu faci nimic, te întâlni cu mine, Tudor. Faci, dar nu, mă simt mai puțin, mai puțin folosit. Capacitățile mele, în momentul de față, nu le folosesc la maxim, pentru că n-am mai... Probabil că asta se întâmplă cu mulți dintre... Da. Mulți chiar nu mai au ce să facă, adică nu mai muncesc. Și asta e foarte trist. Da, e trist. Da, e adevărat, dar, mă rog, trebuie să fim optimiști și să sperăm că și sigur, la un moment dat, se va sfârși și cu nebunia asta, n-are cum. Eu nu vreau să cred că n-are. Da, dar vor apărea altele. Da. Altele, la ce te gândești? Alte virusuri. Așa te gândești tu? Da. Populația trebuie să fie înjumătățită. Eu așa cred. Adică asta este interesul. N-aș vrea, normal. Populația va fi înjumătățită în următorii 30 de ani. Tu ai să ai cât? 60. Eu să fiu ok. Tata are 61 și ok. Da, mulți înainte. Eu zic că trebuie să încheiem într-un ritm cât se poate de optimist, pentru că așa și suntem. Ok. Da. Și, uite, e adevărat că este ok
chestiune așa, care probabil că în general se întreabă sau nu se întreabă, sau habar n-am, dar uite, chiar aș vrea să faci un exercițiu așa de imaginație și să îmi povestești cum te vezi tu peste acești 20-30 de ani. Nu mă imagine. N-ai. Într-un fel este bine. Pentru că asta înseamnă că îți place surpriza, înseamnă că va depinde foarte mult de alegerile pe care le faci. Da. Este foarte important. Mulți zic, vai, să mă văd de o divă. Da, 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 poleită cu aur și cu multe diamante. Poți fi o divă poleită cu aur sau o divă poleită cu bronz. Tot divă ești. Tot divă ești, da. Dar de asta, cum ați spus, contează ce dorești pe viitor. Și pentru că ești obișnuit să vorbești cu cei care se uită în cameră, zilești tu două vorbe, așa cum ești tu, uite, cam cum ești tu la emisiunile tale, la astea de vlogging. Cam cum faci tu așa? Nu mă schimb foarte tare. Nu? Hai de nu puțin mă așa. Dar nu mă schimb, ăsta sunt eu. Da. Salutare, eu sunt Tudor, bine ați venit la un nou vlog. Tăiat. Iată, tăiat. A fost invitat Tudor Olarasu, zic bine? Tudor Olarasu, mă găsiți pe YouTube 2DOR. Așa. Tudor. Fac acum o anumită, vă voi zice povestioara asta mică. O am și în episodul 1, dacă vreți să o vedeți. Da. Dar 2 de o oră vine de la faptul că toți americanii mă întrebau: "Hey man, what's your name?" Și eu ziceam: "Tudor." Ha? Tudor. Ha? Come on, man, it's Tudor without S. Și oare erau două U și fără S. Okay. Oh, Tudor! Mă vine la fix același lucru. Da, eu sunt Tudor și ne mai auzim.